Să lipim o țeavă de cupru în cotonucă. Ce materiale folosim? Folosim un jmiriel. Curățăm bine țeava. E bine să curățăm și mufele respective cu acest jmiriel. Folosim pastă de capantă pentru lipire manuală, care conține și clorură de zinc. Se mai folosește împreună cu aliajul pentru lipire. Se numește aliaj 3, cositor logic. E un aliaj pentru fittinguri, instalații de apă potabilă, încălzire și fără plumb, adică sunt ecologice. Mai folosim o lampă de benzină, o lampă de gaz, care încălzim țeava respectivă, o să vedeți în câteva secunde, o încălzim până la aproximativ 350-400 de grade. Deci ungem foarte bine soluția, băgăm țeava, băgăm o fanțeavă, o punem, eu am pus o menghină ca să o folosesc drept suport, pentru că se încălzește, ar fi trebuit să folosesc și niște mănuși. Deci țeava se va încălzi puțin și în sus, se duce căldura în sus pe ea. Deci pentru asta e bine să folosești și niște mănuși. Pornim lampa de benzină, de gaz și încălzim locul respectiv unde vom aplica cositorul. Deci dăm bine, ținem placra cât mai mult pe loc. Așa. Acum oprim lampa, luăm cusitorul și îl punem ușor, roată în jur, îl se topește și se duce în orificiile respective pentru a închide porii și a nu intra și a nu trece apa. Deci dăm ușor roată și pe mufă și pe cot. Și la un moment dat nu se mai topește cositorul pentru că temperatura scade foarte repede. Acum ceava este foarte încinsă, deci nu putem să punem mâna pe ea. E bine să o lăsăm să se sărăcească singură. Nu e indicat să o băgăm în apă. Și cam atât.